Vreau să vă felicit că reușiți în continuare să o convingeți pe fica noastră să mai meargă la film, să vă mai însoțească așa pe la evenimente. O mituiți cu ceva sau e fata tate și încă mai vrea? Nu, o mituiesc că e și ea o mică artistă. Cântă la pian, voce, da, e, mai ales de asta am adus-o. I-am povestit, am pus-o să studieze puțin Phoenix, pentru că i-am explicat că e formația cu care eu am crescut și tare mult m-am bucurat când, după o perioadă de timp, i-am cunoscut și pe membrii formației, pe câțiva dintre ei. Cu Mircea Vaniciu era o prietenie de vreo 40 de ani și i-am dat câteva melodii să asculte ca să vină să știe despre ce e vorba. Te-ai documentat? Îți place? Te regăsești așa un pic? Sau acum, ca orice puști din 2023, vrei să mergi către alt gen? Mie una chiar îmi place formația și muzica pe care o fac și mi-ar plăcea să ascult cât mai mult. Dar ce cânti, în afară de pian, și cu voce, faci parte dintr-o trupă, cum evoluează cariera asta ta artistică, că tatăl tău ne-a zis că deja ești, vede? Nu fac parte dintr-o trupă anume, dar mi-ar plăcea să fac parte dintr-o trupă. Încă nu știu, sigur. Își caută stilul deocamdată. Da. Își caută stilul. I-am explicat că Phoenix a cântat un stil etnoroc, nou pentru ea, că nu era obișnuită cu astfel de stil de muzică, dar e important, i-am zis că pentru cultura ei generală e foarte bine să asculte diferite stiluri, ca la un moment dat să aleagă ce îi place mai mult. Nu ne potrivim la muzica clasică, niciunul, deși ea, studiind pianul, cântă foarte multă muzică clasică, dar nu ne place mai mult alt gen de muzică. Te-au încurajat să meargă la festivalul, la concursuri de muzică? O încurajat? A și fost la concursuri, a câștigat, are diplome. Păi uite, hai spune-ne mai multe despre tine, că astăzi mai putem vorbi. Astăzi mai putem vorbi cu tine, știi? Dar de mâine pe mine sunt la coadă să-ți luăm interviu. Deci promovează-te, te duci la festivaluri, te duci la concursuri muzicale, vrei să te duci... La Depeche Mode, nu? Da, la Depeche. Tot împreună, nu? Da, și cu Denisa, cu cea mare, și ea e fan Depeche Mode. Da, știți că e surprinzător așa că o încurajez, pentru că în ultima perioadă ce am văzut, mulți părinți spun, nu te mai face mamă cântăreață, nu te mai face actriță, nu te... Fă o meserie, nu știu, fă-te arhitect, fă-te artist, fă robotică, du-te la NASA, câștigă cât mai mulți bani, că artiștii sportivi cam mor de foame în România. Cum de? Nu e vorba de bani aici sau câștigurile care vor fi. Sau... E important să facă, eu cred că fiecare e important să facă ceea ce îi place. Eu am făcut ce mi-a plăcut, am făcut totul cu drag. La fel am zis și ei și Denisei că e important să faci ceva să-ți placă. Să nu trebuiască să te scoli dimineața așa cu gândul, aoleu, iar mă duc la muncă, n-am chef, nu, și nu. Trebuie să faci ceva să-ți placă. Și atunci o să vină și retribuția după. Doamne ajută! Și încă ceva, obișnuiți să ieșiți așa des, unde că ați adus în discuție de pe jmo, să ieșiți așa doar voi doi, să mergeți la festivalul, la evenimente, la film, la din astea, sau cu greu o mai prindeți? Pentru că are și agașca ei de prieteni deja. Nu, ieșim, nu des, e adevărat. Poate că sunt sigur că își dorește să ieșim și mai des, dar acum eu, făcând naveta mult, m-am cam mutat în locul de unde am plecat, în Bistrița, și ne vedem mai rar. Dar tot timpul mergem la filme, când ne vedem, petrecem câteva ore plăcute împreună. Vă zic și tu ce cadou ai făcut tatălui tău, apropo de asta, la mulți ani, și că nu ne-am văzut anul ăsta, de fapt ne-am mai văzut de foarte mult timp. Ce cadou e? I-ai cântat, i-ai compus o piesă, ce cadou îi mai faci la vârsta ta, că nu mai faci felicitări ca atunci când erai mică sau un coșule sau ce, știu ce mai împleteai cu mama ta? Păi... Așa, ai umblat și tu puțin la pușculița ta. Uite că mi-ai făcut un cadou. Când ne-am văzut acum, prima dată, când m-am întors, nu mi-ai dat un cadou în mașină? Da. Păi și spune ce cadou a fost. Mi-am dat o sticlă de vin. Da. Un vin bun, foarte bun. Aici, da. Cred că a avut ajutor, că nu-i dă nimeni ei să cumpere. Normal, normal. Dar nu, cadourile sunt mai puține. Cadou e ea și eu sunt bucuros să le văd
pe fete că știu să-și trăiască viața, că știu ce își doresc în viața, asta contează cel mai mult. Asta ne face pe noi, părinții, să fim bucuroși.